Nu mai probleme faci. De când te-am cumpărat, nu mai probleme. Ba cu motorul, acum cu roțile. Hei, salut, eu sunt Tamatico și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să ne uităm la un youtuber rus care și-a dat foc la mașina lui de 200.000 de euro. Sper să vă placă acest videoclip. Dacă vă place, haideți să strângem la acest videoclip 1000 de like-uri și haideți să trecem la videoclip. Nu-mi spune că îi dă foc la această mașină. Uitați-vă numai la cum arată această mașină, fraților. E un Mercedes, trebuie să fie, nu? Dar ce Mercedes e? Culoarea cum arată, e mat. Îmi plac oricum jantele. Ce Mercedes e? E un Mercedes AMG 6T63S, nu? Da, cred că am spus bine. Mamă, cum arată. Și de ce își dă el foc la această mașină? Din cauza că această mașină a făcut prea multe probleme. I-a făcut nu știu de câte ori probleme, ba nu mergea, ba a făcut accident și s-a gândit să îi dea foc. I-a făcut prea multe probleme această mașină și nu înțeleg cum să dai la o așa mașină foc, fraților. Ia uitați tipul. Uitați-mă ce încet închide portiera. Ce vrea să fac acum? Mamă, nu spune că e benzina asta. Uitați numai cum se deschide portbagajul din spate, fraților. Mamă, mașina asta e... Cât ai adus, frate? 1, 2, 3, 4... 5 bidoane de benzină, nu spune. 5 bidoane de benzină... Nu-mi spune că pui benzină pe ea, că te... Culoarea îmi place foarte mult, e un mat, cred, nu? E un negru mat. Și nu știu, o mașină... Stai, ce? Uitați mai ce spoiler, mamă, cât de tare e mașina asta. Ce-a aruncat acolo? Sper că nu mi-a venit mâncarea, pentru că am dat comandă de mâncare. Sper să nu sune. Ok. Pune acum benzină pe ea, 100.000. Ai grijă, frate, să nu te... nu cred. Pune benzină pe ea. Mamă, cum bate inima mea. Mai bine mi-o dădea mie. Nu, înăuntru. Dă pur și simplu peste tot benzină, nu înțeleg. Cum arată, nu cred. Mi-a venit mâncare pe el. Da, fraților, mi-a venit și mâncarea. Mamă, ce este pe acolo? Dar mai întâi reacționăm mai departe la acest videoclip. Nu, e... tipul e... Uitați-mă câtă benzină îi pune. Mamă, ajunge, ai pus un bidon, două, trei, ajunge, câte bidoane pui? Acum își face un... și de acolo o să-i dea foc, ok? Mamă, deci mașina asta e prea tare, nu știu, m-am îndrăgostit de ea. Pe viitor, dacă o să am posibilitatea, o să-mi iau și eu ceva gen, nu știu. Și ce faci, ce grătar. Super tare. Mi-ai făcut poftă, dar oricum iau mâncare aici. Omul își face grătar. Mamă, ăla e puțin ars, nu? Sau nu văd eu bine? Ok, nu îl interesează. Tipul e rus, ca să știți. E rus și e un... Ce-a fost asta?
E rus, e un youtuber rus, ca să știți. O, acum îi dă foc. Acum. Ce vrea să încerce tipul ăsta, că nu înțeleg? Ce-s cu schemele alea la tine? Dă-i o... Ăsta mai mult mă enervează. Era cum e foame, lasă-mă să mănânc și eu. Oh! Mamă, era să ia foc! Voi ați văzut? Nu cred. Mamă, cât... Câteodată stau și mă gândesc la unii oameni, nu știu... Tu... Puteai să... Nu știu... Dar la banii lui, oricum e un youtuber, are peste 1 milion și 2 milioane, cred, de abonați. Și la vizualizările pe care le are la acest videoclip, cred că își mai cumpără vreo 3-4. Dar nu știu, mașina mai bine trebuia donată sau... Și uitați cu ce a rămas. Uitați numai cu ce a rămas. Cu ce a rămas tipul ăsta? Du-te, du-te mai bine acasă. Ce vrea să fac acum? Vrea să-i dea foc? Îl împing prietenii lui, mamă, cât de funny asta. Dar mă mir cum de nu a explodat mașina aia, adică... Arde acolo, liniștit. Poliția... Unde e? Că nu e văd. A filmat și cu drona, fraților. Mamă, uitați cum arată acum, nu cred. Nașpa, nașpa de tot. Cum arată. Nu ai făcut ceva. Nu ai făcut nimic cu chestia asta. Nu știu, scrieți-mi părerea voastră în descriere, gata, nu? Da. Scrieți-mi părerea voastră în descriere, ce părere aveți, ce putea face cu acea mașină și sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!